Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față aș vrea să fac o comparație dintre două stabilizatoare L7812CV. Cel din partea stângă este autentic, de fabricație mai veche, în prezent nu îl puteți cumpăra având acest scris, dar o să-l folosim ca referință, iar cel din partea stângă a fost achiziționat de pe AliExpress. Cât de bun este sau cât de rău vom vedea în momentele următoare. Prima dată vom începe cu stabilizatorul autentic de fabricație mai veche, cel de față L7812CV. Avem un consumator variabil în partea dreaptă, vom alimenta stabilizatorul la 18V. Se vede că deja avem 12V pe ieșire. Conductorul este de 16A/WG, adică de 1,5 mm pătrați. Am vrut să fie mai gros ca să nu am mai nicio pierdere pe conductor. Să pornim electronic loader-ul, doar pentru a vedea stabilitatea tensiunii, la curentul de 1,5 A. Cam brusc. 1,17 A. Spre 11,9 a scăzut tensiunea. 1,5 amperi. Este în regulă. Să crește mai mult, doar pentru a vedea dacă intră în protecție termică sau la supracurent. 2 amperi și a intrat în protecție. Deci cade pe undeva pe la 11,9V, ceea ce înseamnă că este în regulă. Vom simula un scurt circuit pe ieșire în gol. Da, își revine. Încă o dată. Să-l testăm și în sarcină. La 1,5 amperi. Acum îl cam torturăm destul de mult. Bineînțeles că în sarcină trebuie să deconectăm electronic loader-ul pentru a-și reveni. Încă o dată. Scurt pe ieșire. Și este în regulă. Acest test îl vom folosi ca reper. Iar acum urmează testul cu integratul L7812CV cumpărat de pe AliExpress. Hai să nu fim chiar așa răi, să-i spunem copie după original, imitații. Bineînțeles că îl alimentăm la 18V, la fel ca cel anterior. Alimentat 11,9. Ok, atâta timp cât nu este sub 11,8, e ok. Cât de cât. Urmează partea delicată. Să pornim electronic loader-ul, testând de această dată stabilitatea tensiunii la curentul de 1,5 A. Asta dacă ajunge la 1,5 A. Vom vedea. 0,28 A. 0,7 A. 1 A. 11,9, 12. Imitația se ține bine. Încă rezistă. Ce să zic, 1,5 amperi. Ori mi-au dat chinezoii unele bune, ori nu știu ce să zic. Hai să vedem cât duce. A intrat în protecție, 0,6V pe ieșire. Să oprim electronic loader-ul. Își revine? Da, își revine. Dacă nu își revenea, era clar că nu ar fi fost în regulă. Încă o dată. Ce să zic, integratul acesta cumpărat de pe AliExpress, stabilizatorul acesta, 7812, e regulă. Și imitația se pare că este bună. Integratul fake este în regulă. Hai să testăm și scurt circuit pe ieșire. Prima dată în gol,
De asemenea, mi-am pus și ochelari de protecție pentru orice eventualitate. Ia, 3, 2, 1. Scurt circuit pe ieșire. O simulare de scurt circuit. Și își revine. Încă o dată. Și este în regulă. Să testăm și un scurt circuit cu sarcină de 1,5 A pe ieșire. Știi, eu sunt cam brutal. Îl torturez prea tare. 1,5. Scurt circuit pe ieșire. 3, 2, 1. Bineînțeles că trebuie să eliminăm sarcina ca să-și revină. Și-a revenit. Are protecție la scurt circuit pe ieșire. Bineînțeles că radiatorul e cald. Pare rău că nu poți să țin mâna. Asta înseamnă că are sub 60 de grade. E destul de robust pentru integratul acesta de cu disipare termică de 15 W. Să pornim încă o dată sarcina. Și încă o dată simulăm un scurt pe ieșire la 1,5 A. 3, 2, 1. Scurt. Scurt. Bineînțeles că trebuie să eliminăm sarcina și eu își revin. Ori chinozoii au început să imite foarte bine originalele, ori nu știu ce să spun. Cam aceasta a fost comparația dintre stabilizatorul L7812CV, autentic, de fabricație veche, în cazul acesta, și cel contrafăcut L7812CV, achiziționat de pe AliExpress. Ca să spun sincer, aveam așteptări mult mai mici. În sensul că am crezut că o să țină până în 500 de miliamperi, tensiunea nu o să fie stabilă, iar în plus mă gândeam că cu siguranță nu o să aibă protecție la scurt circuit. Dar se pare că m-am înșelat. Mare atenție, poate eu am avut noroc cu acest lot de stabilizatoare. Am mai testat încă unul și acela este în regulă, exact același lucru. Dar în cazul în care cumpărați și voi, poate nu o să nimeriți același lot bun. Deci aș putea spune că e la noroc. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Voi ce spuneți? Să mai fac și astfel de clipuri, comparații, componente autentice și unele cumpărate de pe AliExpress sau eBay? Ca să fiu sincer, mi-a plăcut comparația, a fost interesant și cred că la o adică pe viitor aș putea lua în considerare utilizarea acestor integrate cumpărate de pe AliExpress. Bineînțeles că le-aș testa înainte, la curentul maxim, scurt circuit pe ieșire, să văd dacă este în regulă, altfel nu l-aș pune în circuit, sincer. Nu aș avea curaj până nu l-aș testa. Încă o dată, aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!